Bună dimineața! Începem ziua a doua a conferinței dedicată problematicilor de executare silită cu o primă sesiune dedicată contestației la executare. A doua sesiune va fi dedicată chestiunilor referitoare la suspendarea executării silite, iar cea de-a treia sesiune a zilei va fi dedicată problematicilor referitoare la executarea silită prin poprire și validarea popririi. În principal, prima sesiune va fi susținută de subsemnatul, iar celelalte două de doamna judecător Roxana Stanciu de la Curtea de Apel București. Ca și ieri, pentru prima sesiune pe care o vom împărți în două subsecțiuni, vă propun de data aceasta 5 teme, pentru că în cursul zilei de ieri ați mai adăugat o serie de întrebări și am refăcut prezentarea pentru a include și aceste teme pe care, față de care dumneavoastră ați manifestat interes în cursul zilei de ieri. Prima chestiune pe care vă o propun pentru a fi discutată, eterna și fascinantă problemă a clauzelor abuzive în contestația la executare. Fiind prima sesiunea zilei, o să vă invit să facem împreună o lectură critică a concluziilor avocatului general a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C725/19 Impuls Leasing România. Este o trimitere făcută de o instanță română. De dată relativ recentă au fost publicate concluziile avocatului general. Și, repet, vom face o lectură a acestor concluzii și la final vom încerca să concluzionăm dacă mai păstrăm vreo speranță sau dacă mai păstrăm vreo iluzie că nu ar putea fi invocate clauzele abuzive în contestația la executare. A doua problemă pe care vă propun se referă la particularitățile cererilor adiționale formulate în cadrul contestației la executare și raportul dintre dispozițiile articolului 713 aliniatul 3 teza a doua și cele ale articolului 204 aliniatul 1 din Codul de Procedură Civilă. A treia chestiune este una care ține de soluționarea căii de atac a apelului în materia contestației la executare discutată de noi în multiple circumstanțe și de asemenea temă față de care colegii din țară la seminarele care s-au desfășurat în cadrul proiectului au manifestat un interes deosebit, anume aceea a soluției instanței de apel, de fapt mai întâi a admisibilității apelului incident și apoi a soluției instanței de apel, în cazul în care prima instanță soluționează contestația la executare raportându-se la un singur motiv din multitudinea de motive invocate de contestator, se formulează apel, se admite contestația pe motivul respectiv și sunt lăsate nesoluționate celelalte motive, se formulează apel de către intimat, apel care atacă hotărârea primei instanțe, evident, sub aspectul chestiunii care a făcut obiectul analizei acesteia, și instanța de control judiciar apreciază că soluția dată de prima instanță raportat doar la acel motiv, fără a fi analizate celelalte, nu este corectă. Ce se întâmplă în această situație? Repet, sub aspectul admisibilității unui eventual, unui eventual
apel incident contra considerentelor, de fapt contra absenței considerentelor prin care să fie analizate celelalte motive care au fost invocate prin contestația la executare, și apoi care este soluția pe care ar trebui să o pronunțe instanța de apel, raportat la dispozițiile articolului 480 din Codul de Procedură Civilă, respectiv dacă ar trebui să fie o soluție pe aliniatul 2, pe aliniatul 3 sau pe aliniatul 6. O chestiune cu privire la care există în continuare o ușoară controversă, cea referitoare la aplicarea dispozițiilor articolului 717 aliniatul 2, nu neapărat problematica referitoare la posibilitatea suspendării judecății, care, spunem noi, e destul de clarificată la momentul de față, cât în special situația în care nu sunt achitate aceste cheltuieli de către contestator și ulterior este admisă contestația la executare. Respectiv, întrebarea care se ridică ar fi dacă, în condițiile în care, repet, contestatorul nu a achitat aceste cheltuieli, dar contestația lui este admisă, acele cheltuieli pot fi trecute în sarcina intimatului ca și cheltuieli de judecată ca efect al admiterii contestației la executare. În fine, ultima problemă în legătură cu care am primit întrebări în cursul zilei de ieri vizează natura juridică a hotărârii prin care se soluționează contestația la executare, dacă este vorba despre o încheiere sau despre o sentință, evident e vorba de prima instanță, și termenul de exercitare a căii de atac împotriva acestei hotărâri. Bun, pornim cu prima chestiune, cea referitoare la invocarea caracterului abuziv al clauzelor cuprinse în contractul care constituie titlul executoriu pe calea contestației la executare. Trec foarte rapid peste partea introductivă pentru că, desigur, suntem cu toții în temă. Modificarea intervenită prin legea 310/2018, care, interpretată strict pe text, ar însemna că nu ar mai avea debitorul această posibilitate atâta timp cât are deschisă calea unei acțiuni de drept comun prin care să invoce, să invalideze, să zicem, clauzele abuzive cuprinse în contractul care constituie titlul executoriu. Apoi ordonanța din 6 noiembrie 2019 în cauza C75/19, trimiterea făcută de Tribunalul Specializat Mureș, pe care de asemenea o cunoașteți, care însă, atenție, viza textul anterior modificării prin legea 310/2019 și nu ataca direct problematica admisibilității invocării pe calea contestației la executare a clauzelor abuzive, ci mai mult viza termenul de formulare a contestației, dacă stabilirea unui termen de 15 zile corespunde sau nu exigențelor directivei 93/13/CE. Știm cu toții cum a fost pusă întrebarea și știm cu toții care a fost răspunsul raportat la modalitatea în care a fost pusă întrebarea, pentru că în general se reproșează mai mult întrebării, adevărat, și nu neapărat răspunsului, faptul că nu a făcut o prezentare completă a peisajului legislativ, în sensul în care nu reiese din acea trimitere cu suficientă claritate faptul că și în cadrul acțiunii de drept comun pe care consumatorul o poate iniția în vederea invalidării clauzelor abuzive, acesta poate solicita suspendarea executării silite, potrivit articolului 638, aliniatul al doilea, în condiții procedurale identice cu cele
pe care le prevede legea în cazul în care formulează cererea de suspendare a executării silite în cadrul contestației la executare, pentru că articolul 638 aliniatul al doilea face trimitere la articolul 719 și atunci, repet, toate acele cerințe, inclusiv cele referitoare la cauțiune, sunt pe deplin aplicabile în cazul acestei cereri de suspendare formulată până la soluționarea acțiunii de fond potrivit articolului 638 aliniatul 2. Poate și raportat la această situație, la destul de scurt timp după intrarea în vigoare a legii 310/2018, a fost făcută o nouă trimitere de o instanță română către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, de data aceasta fiind adresată întrebarea, să zic așa, mult mai direct și fiind făcută o prezentare mult mai detaliată, mult mai exactă a dispozițiilor legale referitoare la suspendarea executării silite în cadrul acțiunii de fond, la posibilitățile pe care legea le pune la dispoziția debitorului consumator, repet, în configurația actuală a noului cod de procedură civilă, adică după modificarea prin legea 310/2018. Trimiterea a fost făcută de judecătoria sectorului 2 București. Și vă spuneam, de dată relativ recentă, a fost publicat pe site-ul curiaeuropa.eu, au fost publicate concluziile avocatului general referitoare la această sesizare. Am preluat mare parte din aceste concluzii, din partea care vizează, să zic așa, fondul problemei. Am lăsat deoparte chestiunile de admisibilitate și, repet, așa, în prima parte a sesiunii de astăzi vă propun să facem o lectură împreună a acestor concluzii și să vedem dacă ele corespund viziunii pe care noi o avem asupra dreptului național la momentul de față. Deci, în primul rând, să ne punem problema dacă ele surprind în mod corect caracteristicile dreptului național, pentru că asta se reproșa în doctrină ordonanței din cauza C75/19, că a fost dată în condițiile în care nu au fost surprinse în mod exact toate caracteristicile dreptului național, și apoi să vedem dacă rezonăm cu modul în care avocatul general a raportat aceste caracteristici ale dreptului național la garanțiile pe care le presupune dreptul european în materia protecției consumatorilor. Începe avocatul general analiza exact cu surprinderea acestor caracteristici ale dreptului național. Și spune în felul următor. În primul rând, este cert că instanța națională nu examinează din oficiu sau la cererea consumatorului caracterul abuziv al clauzelor contractuale în cadrul procedurii de executare silită. Sub două aspecte. Astfel cum a indicat guvernul, instanța națională care emite încheierea de încuvințare a executării silite nu poate refuza executarea silită din cauza prezenței unor clauze abuzive în contractul care constituie titlul executor. Până aici este clar și rezonăm pe deplin. Nu cu câteva excepții cu totul și cu totul particulare, n-am întâlnit în practica judiciară încheieri de încuvințare a executării silite în care judecătorul să-și fi pus problema analizării clauzelor abuzive. Din rațiunile pe care le știm, nu le mai reiau, am discutat și ieri pe marginea lor, caracterul necontencios al procedurii, verificarea cu caracter exclusiv formal pe care o face instanța în cadrul acestei proceduri și așa mai departe. În plus, în temeiul articolului 713 aliniatul 2 din Codul de Procedură Civilă, astfel cum a fost modificat prin legea 310/2018,
în cadrul procedurii în care consumatorul contestă executarea silită, instanța națională nu poate examina, din oficiu sau la cererea consumatorului, caracterul abuziv al clauzelor contractuale. Din nou corect, pentru că strict pe textul în vigoare la momentul de față, ca urmare a modificării tezei finale articolului 713 aliniatul al doilea, atâta timp cât consumatorul are deschisă calea acțiunii de drept comun, el nu ar mai putea invoca aceste motive în cadrul contestației la executare. În al doilea rând, pentru ca un contract care constituie titlul executoriu să poată fi analizat de o instanță națională pentru a se stabili dacă acesta conține clauze abuzive, consumatorul este obligat să introducă o acțiune separată care nu este supusă unui termen. Din nou corect, din interpretarea articolului 713 aliniatul 2 teza finală, legea îi impune consumatorului care dorește să invalideze clauzele pe care le consideră abuzive să meargă pe calea acțiunii de drept comun, iar această acțiune de drept comun nu este supusă unui termen. În al treilea rând, suspendarea executării silite este posibilă în cazul în care consumatorul introduce o acțiune separată. Deja, iată, suntem într-o altă cheie de interpretare sau de analiză față de ordonanța C75/19, care, repet, nu ataca această problemă. Ordonanța a fost dată în condițiile în care nu s-a prezentat și nu s-a ținut cont de faptul că, potrivit articolului 638 aliniatul al doilea, în cadrul acțiunii de fond poate fi formulată o cerere de suspendare a executării silite. În cauza supusă analizei, iată că această chestiune a fost prezentată, avocatul general o analizează în continuare, ceea ce înseamnă că implicit și curtea o va face la momentul la care se va pronunța. În al patrulea rând, suspendarea executării silite până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța în cadrul procedurii separate nu este automată. Aici a fost generos avocatul general, că zice suspendarea executării silite până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Noi încă nu suntem siguri dacă e până la pronunțarea hotărârii definitive, dacă e suspendare formulată pe 638, că s-ar putea să ne orientăm după rilul 2/2021 și să zicem că e doar până la prima instanță. Bun, discutăm și asta imediat. Din punctul meu de vedere, ar fi o concluzie hazardată, pentru că acolo rațiunea a fost tocmai că hotărârea primei instanțe are caracter executoriu. Deci, aici chiar a fost mai generos pentru consumator, a fost mai generoasă pentru consumator interpretarea dată. Da? În cadrul acestei proceduri, consumatorul poate solicita suspendarea executării silite, care este supusă unor condiții legale ce trebuie îndeplinite, privind în special dovada urgenței în cazul în care suspendarea este solicitată cu celeritate. N-aș zice că e neapărat greșită această interpretare, pentru că în mod evident se referă doar la suspendarea provizorie, da? Spune în cazul, țineți cont de faptul că este și o traducere, textul original este în engleză. E posibil ca el, parcurgând o traducere în dublu sens, mai întâi a fost tradus textul legislației române în engleză și apoi concluziile avocatului general din engleză au fost traduse înapoi în română, să se fi pierdut ceva, da? Traditore, să se fi pierdut ceva, dar din punctul meu de vedere, clar, aici se face referire la dovada urgenței în cazul în care e vorba de suspendarea provizorie. Precum și plata unei cauțiuni. Aici este problema. Care se calculează pe baza valorii obiectului cererii, conform observațiilor comisiei, care nu au fost contrazise de guvernul român. Întrucât în prezenta cauză nu există niciun indiciu care ar putea da naștere unor îndoieli cu privire la principiul echivalenței, asta era clar, mergem și verificăm doar principiul efectivității. Bun. Trebuie precizat de la bun început că există indicii temeinice bazate pe jurisprudența curții, în sensul că articolul 6 aliniatul 1 și articolul 7 aliniatul 1 din directivă, interpretate în lumina principiului efectivității, se opun reglementării naționale în cauză. Deja ne spune avocatul general cam în ce ton va continua opinia sa în continuare. În primul rând, trebuie subliniat că în nicio etapă a procedurii de executare silită, caracterul potențial abuziv al clauzelor contractului care constituie titlul executoriu nu este examinat de o instanță națională, nici din oficiu, nici la cererea consumatorului. Aspect cu care am spus că, de principiu, pe legislația în vigoare la momentul de față, deci aplicând strict textele din codul de procedură civilă,
este corect. În al doilea rând, se pare că există un risc semnificativ ca acești consumatori să fie descurajați să inițieze proceduri separate și să solicite suspendarea executării silite din cauza costurilor pe care le-ar implica aceste proceduri sau pentru că aceștia nu cunosc sau nu înțeleg întinderea drepturilor lor. Aici începem să avem unele îndoieli sau s-ar putea să începem să avem o viziune ușor diferită asupra realităților din planul juridic concret, dacă vreți, nu neapărat sub aspectul interpretării textelor de lege. În această privință, considerăm că un consumator poate fi descurajat să formuleze o cerere de suspendare a executării silite, având în vedere că aceasta este condiționată de plata unei cauțiuni care se calculează în funcție de valoarea obiectului cererii. Se poate considera că o atare cerință face practic aproape imposibilă obținerea unei asemenea suspendări, întrucât este probabil ca acel consumator, în calitate de debitor care nu și-a îndeplinit obligația de plată, să nu dispună de resursele financiare necesare pentru a constitui cauțiunea solicitată. Într-adevăr, o astfel de cerință are ca rezultat faptul că, cu cât valoarea creanței solicitate de creditor care se poate baza pe clauze pretins abuzive este mai mare, așa cum este situația în prezenta cauză, în care valoarea creanțelor solicitate depășește cu mult valoarea totală a contractului, după cum a arătat instanța de trimitere, cu atât mai mare este probabilitatea ca acel consumator să nu fie dispus să solicite suspendarea executării silite sau să fie incapabil să facă acest lucru. Cu alte cuvinte, avocatul general ne spune problema mare nu este neapărat la faptul că nu pot fi invocate clauzele abuzive în cadrul contestației la executare. Problema mare a legislației române este de fapt legată de posibilitatea sau imposibilitatea sau probabilitatea redusă ca un consumator să obțină o suspendare a executării silite. Că o cere în cadrul contestației, asta ne spune avocatul general. Că o cere în cadrul contestației sau că o cere pe calea unei acțiuni de drept comun, contează mai puțin. Ba chiar s-ar putea pe calea acțiunii de drept comun să fie o cale procesuală mai facilă pentru consumator, pentru că la acțiunea de drept comun avem o competență teritorială stabilită în favoarea consumatorului, la acțiunea de drept comun nu trebuie să plătească nicio taxă de timbru și așa mai departe. Problema este dacă el poate în mod efectiv să obțină suspendarea executării. În aceste împrejurări, având în vedere jurisprudența curții menționată la punctele anterioare, este probabil, în opinia avocatului general, ca procedura de executare silită să fie încheiată înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești, da? Chestiunea referitoare la faptul că o eventuală întoarcere a executării silite obținută ulterior finalizării procedurii execuționale nu ar corespunde principiului efectivității. Jurisprudența CJUE impune ca statele să pună în mâna consumatorului un instrument eficient prin care să poată să obțină o suspendare a procedurii execuționale, astfel încât el să nu fie supus acestui risc de a fi executat și abia și legea să-i ofere doar mijloace prin care ulterior executării să fie repus în situația anterioară. Paragraful 60 este foarte interesant, apropo de C75-19. Așa cum a indicat guvernul român, este adevărat că CJUE nu a luat în considerare posibilitatea suspendării executării silite în ordonanța din 6 noiembrie 2019. După cum se menționează și în concluzie. Acest lucru nu infirmă însă, atenție, în opinia avocatului general, faptul că în temeiul reglementării naționale din prezenta cauză, care nu a fost pusă în discuție în respectiva ordonanță, da? Că ordonanța viza 713 aliniatul 2 înainte de modificarea prin legea 310, controlul caracterului abuziv al clauzelor contractului care constituie titlul executoriu nu este efectuat de instanța națională în cadrul procedurii de executare silită, ci este susceptibil să fie efectuat numai ulterior, dacă este cazul, de către instanța națională de fond, care se pronunță în cadrul unei proceduri separate inițiate de consumator, astfel încât poate fi considerat vădit insuficient pentru a se asigura deplina eficacitate a protecției consumatorului prevăzută de directivă.
Și de aici concluzia și solicitarea, propunerea făcută curții de a pronunța o hotărâre prin care să constate că soluția legislativă actuală din dreptul național nu îndeplinește exigențele directivei. Acum, sigur, repet, citind aceste concluzii ale avocatului general, n-am foarte mari îndoieli în sensul că și soluția curții va fi orientată în aceeași direcție. Ar fi destul de puține argumente care ar putea fi aduse în legătură cu problema care, repet, în realitate nu este aceea a admisibilității sau inadmisibilității motivelor în cadrul contestației la executare, ci a posibilității de a suspenda executarea silită în cadrul acțiunii de fond. Cel mai probabil, aici au fost propuse mai multe variante. Una dintre ele, interesantă, a doamnei judecător Oprina, și o să discutăm acest aspect în continuare, ar fi aceea a adaptării, să zic așa, sau unei interpretări destul de generale a articolului 719 aliniatul 4.1, cel referitor la suspendarea fără cauțiune în cazul în care titlul nu are caracter executoriu, pentru a da posibilitatea debitorului consumator să obțină o suspendare a executării silite fără achitarea unei cauțiuni. Cred însă că nu poate fi în mod plenar reținută această opinie. Repet, o să discutăm în continuare și în contextul suspendării în legătură cu această interpretare a articolului 719 aliniatul 4.1, avem și o sesizare de HP este pe această chestiune. Deci, în mod real, problema se pare că este cea referitoare la cauțiunea pe care debitorul consumator ar avea-o de achitat în faza pentru soluționarea cererii de suspendare formulată în cadrul acțiunii de fond. Cred că o apărare eficientă, sau poate guvernul ar fi trebuit să insiste mai mult pe această chestiune a posibilității conferite de legea română de a obține ajutor public judiciar pentru asistență juridică gratuită în fața instanței prin avocat. De ce cred că ar fi fost de impact o astfel de apărare? Pentru că această chestiune a fost avută în vedere de CJUE într-o decizie recentă, o trimitere făcută de o instanță din Slovenia, cauza Addiko Bank, și acolo, analizând elementele definitorii ale dreptului național, putem constata că ele sunt asemănătoare cu cele din dreptul românesc, mai puțin această chestiune, că în dreptul sloven, cel puțin la momentul respectiv, nu putea fi obținut ajutor public judiciar nici măcar pentru asistență din partea unui avocat. Și în motivarea acelei hotărâri, CJUE a reținut evident că acest lucru încalcă grav principiul efectivității. Cumva, cred că guvernul ar fi trebuit să accentueze mai mult această caracteristică a dreptului național, care, iată, nu apare deloc, cel puțin în concluziile avocatului general, nu se face referire nici într-un loc la mecanismul ajutorului public judiciar. Și poate de ce, că la urma urmei guvernul e avocatul statului într-un astfel de litigiu și trebuie să se comporte ca un avocat, eu ca avocat aș fi încercat să invoc și un argument referitor la
interpretarea instanțelor naționale conform unor instanțe naționale conform cărora poate fi acordat ajutor public judiciar inclusiv pentru plata cauțiunii și de ce nu aș fi invocat și acea hotărâre de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului care, în fine, a fost dată în anumite circumstanțe, dar este o hotărâre a Curții, Curții Europene a Drepturilor Omului care, zic eu, că ar fi avut, ar fi fost un punct în apărare. Vom vedea, desigur, și soluția curții, pentru că aceasta este doar opinia avocatului general. Evident, nu este obligatoriu ca CJUE să dea o soluție care să corespundă întru totul concluziilor avocatului general, atât în ceea ce privește soluția, cât și în ceea ce privește considerentele, ele pot fi diferite. La momentul de față, judecătorul național, investit cu o contestație în care ar fi invocate clauzele abuzive ca motive ale contestației la executare, are, din punctul meu de vedere, două opțiuni. Și din punctul meu de vedere, niciuna dintre ele nu este aceea de a considera inadmisibile acele motive ale contestației la executare. Cele două opțiuni sunt fie suspendarea judecății în temeiul articolului 413 aliniatul 1 punctul 1 indice 1, cel introdus prin legea 310/2018, pentru că evident ne punem această problemă doar în cazul contestațiilor la executare formulate în executări silite declanșate după intrarea în vigoare a legii 310/2018. Deci ne punem problema aplicării lui 713 aliniatul 2 în redactarea actuală doar dacă cererea de executare silită, nu neapărat contestația la executare, este formulată după momentul intrării în vigoare a legii 310/2018. Dacă cererea de executare silită este anterioară, chiar dacă acea contestație este formulată acum, ea va fi soluționată și va fi soluționată indiferent dacă a fost sau nu respectat termenul de 15 zile de formulare a contestației raportat la ordonanța din cauza C75/19 care viza chiar dreptul anterior legii 310/2018. Deci, repet, pe o executare silită începută după intrarea în vigoare a legii 310/2018 și în care se formulează acum o contestație la executare în care se invocă caracterul abuziv al clauzelor drept motiv de contestație la executare, repet, din punctul meu de vedere, judecătorul are fie opțiunea suspendării în temeiul articolului 413 aliniatul 1.1 indice 1, pentru că pe rolul Curții de Justiție Europene există o sesizare pentru o decizie preliminară și trimiterea a fost făcută într-o cauză similară. Sigur că faptul că în dosarul de fond în care a fost făcută trimiterea e vorba de un contract de leasing nu afectează cu nimic problematica, adică dacă noi avem un contract de credit în dosarul de executare e mai puțin important. Deci fie această opțiune, fie opțiunea mai curajoasă a aplicării articolului 4 din Codul de Procedură Civilă, aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene și înlăturarea dispozițiilor de la aplicarea dispozițiilor articolului 713 aliniatul 2, teza finală, considerând că acestea nu întrunesc cerințele principiului efectivității, astfel cum este configurat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și soluționarea pe fond a acelei contestații în ținând cont și de motivele referitoare la caracterul abuziv al acelor clauze. Întrebări.
Dacă nu sunt, la cât ar trebui să facem pauze? La și 45. Deci mai avem 5 minute, perfect. Vă rog. Microfonul, dacă ne ajută doamna. Sau... Așa. Întrebarea mea este pentru a doua opțiune. Deci nu mai verificăm termenul de introducere și e scutită de la obligația de plata taxei de timbru. Și... Nu neapărat. Nu neapărat. Stabilim taxa de timp în această situație. Nu neapărat. Acum, cu privire la termen, discuția e un pic mai complexă. Pentru că inclusiv instanța care a făcut trimiterea, care a generat ordonanța din cauza C75/19, în trimitere chiar, a apreciat că termenul de 15 zile este insuficient pentru debitorul consumator, ceea ce nu înseamnă însă că un termen este, să zic așa, inadmisibil în această materie. Că nu ar putea fi stabilit un termen care să fie rezonabil pentru un consumator pentru a acționa. Și ideea se desprinde din multe hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. În Erste Bank Ungaria, Curtea o spune foarte clar, și acolo mi se pare că a fost judecător, raportor, doamna judecător Toader, spune foarte clar faptul că un debitor consumator trebuie să sesizeze instanța în anumite condiții procedurale, nu înseamnă neapărat o încălcare a principiului efectivității. Statul este suveran în a stabili aceste condiții procedurale de sesizare a instanței. Ele nu trebuie să fie excesive. Deci e o chestiune de măsură, dacă vreți. Da? Ce spune ordonanța C75/19? Spune practic 15 zile e prea puțin. Acum, din punctul meu de vedere, dacă legiuitorul ar fi fost mai activ din punctul acesta de vedere, textul de lege ar fi putut să fie adaptat atunci, imediat, și la momentul de față n-am mai fi purtat această discuție. Discutam despre cererile adiționale sau despre apelul la contestația la executare. Dacă legiuitorul, după ordonanța din noiembrie 2019, venea și spunea, a aliniat nou la articolul 715. În cauzele în care debitorul este consumator, termenul de 15 zile se dublează, nu mai aveam această problemă astăzi. Și dacă la 719 aliniatul 4 mai adăuga o liniuță și spunea suspendare fără cauțiune în cazul în care se invocă caracterul abuziv al clauzelor, din nou 713 aliniatul 2 rămânea în picioare în modalitatea reglementată prin legea 310. Acum, din punctul meu de vedere, raportat la articolul 4 din cod și la, nu știu, teoria separației puterilor în stat, judecătorul nu poate să creeze normă, nu poate să spună dacă termenul de 15 zile este insuficient, eu, judecător, consider că ar fi suficient un termen de 30 de zile sau de 2 luni sau de 6 luni. Această marjă de apreciere aparține exclusiv legiuitorului. Atâta timp cât legiuitorul nu a intervenit, atâta timp cât am această ordonanță a CJUE care îmi spune că termenul este insuficient, nu poate judecătorul să spună, păi stai un pic că o contestație făcută la 2 ani după ce a început executarea silită prin care se invocă caracterul abuziv, e prea mult. Nu poate judecătorul să facă acest lucru. Judecătorul poate doar să înlăture de la aplicare textul din legislația națională contrar dreptului Uniunii Europene până când legiuitorul îi furnizează, să zic așa, o altă soluție legislativă eficientă pe acea problemă. Deci, da, din punctul meu de vedere, la momentul de față, în ceea ce privește invocarea motivelor, dar atenție, e vorba de motive ale contestației la executare. Tot accentuez lucrul ăsta. Invocarea pe calea unei contestații la executare a unor motive vizând caracterul abuziv al clauzelor poate fi făcută
indiferent de termenul în care ar fi exercitată acea contestație. Problema este însă alta, pentru că, repet, e vorba de motive. 713 aliniatul 2 reglementează o chestiune referitoare la motivele, la cauza contestației la executare, nu la obiectul acesteia. Și atunci trebuie să existe un obiect al contestației la executare pe care să îl susțină aceste motive. Da? Deci, într-o astfel de contestație la executare, debitorul nu poate să vină să spună solicit instanței să constate caracterul abuziv al clauzelor. Că asta nu mai este o contestație la executare. Eu, dacă aș fi judecător, aș califica o astfel de cerere ca fiind o acțiune de drept comun, pe 152. O contestație la executare este una în care debitorul consumator vine și spune solicit să fie anulată executarea silită însăși sau un act de executare pe motiv că și în susținerea acestei pretenții să invoce caracterul abuziv al clauzelor. Da? Nu știu, primește o somație și în somația respectivă este trecut un anumit cuantum al creanței și debitorul vine și spune nu este cuantumul creanței pentru că această creanță, întinderea ei, a fost stabilită prin raportare la o clauză din contract care are caracter abuziv. Asta este o contestație la executare. O cerere în care debitorul, chiar dacă și-o intitulează contestație la executare, dar spune doar atât, solicit să constatați caracterul abuziv al clauzelor cuprinse în contractul care constituie titlul executoriu în dosarul execuțional numărul, din punctul meu de vedere, nu este o contestație la executare. Asta era prima chestiune și ați mai întrebat referitor la taxa judiciară de timbru. E, și strâns legat de asta, da, avem dispozițiile din articolul 10 din legea 80 per 2000, din ordonanța 80/2013, da, care în ceea ce privește această chestiune a invocării, e o situație aparte acolo la articolul 10 aliniatul al doilea, rectific aliniatul al treilea, pentru că în situația de la articolul 10 aliniatul 3, legiuitorul stabilește în mod cu totul și cu totul excepțional o taxă judiciară de timbru raportat nu la obiectul, ci la motivele contestației. În general, taxa judiciară de timbru se stabilește prin raportare la obiectul cererii. Și, evident, regula câte petite cu finalitate diferite am, atâtea taxe de timbru stabilite pentru fiecare în mod separat. La 10 aliniatul 3 ne spune în felul următor, în cazul care contestația, prin contestația la executare, se invocă, în condițiile articolului 712 aliniatul 2, și sigur e vorba de 713 aliniatul 2, că textul de la ordonanță n-a mai fost corectat sau adus la zi de legiuitor după ce a fost renumerotat codul ca urmare a transformării lui 640 indice 1 în 641, povestea pe care v-am spus-o ieri în legătură cu legea 138 și după aia ordonanța 1/2016. Da? Subliniez că s-a creat o confuzie uneori în practică și pe această chestiune, pentru că au fost situații în care instanțele au spus păi nu, înseamnă că 10 aliniatul 3 se referă la 712 aliniatul 2, care e contestația la titlu, contestație la titlu care înseamnă contestație prin care se solicită lămurirea titlului. Și din nou un motiv pentru a face această confuzie în practică între contestația prin care se solicită lămurirea titlului, cea de la 712 aliniatul 2, și contestația prin care se invocă apărări de fond ca motive de contestație la executare împotriva titlului executoriu non-jurisdicțional de la 713 aliniatul 2. În realitate, 10 aliniatul 3 se referă, da, nu la contestația la titlu, nu la contestația prin care se solicită lămuriri, ci la această contestație de la articolul 713 aliniatul al doilea, prin care se invocă drept motive ale contestației la executare,
apărări, în sens larg apărări, da? Motive care vizează fondul dreptului cuprins în titlul executor. Da? Aici ni se spune, taxa de timbru se stabilește potrivit articolului 3, aliniatul 1. Și, sigur, 3, aliniatul 1 este textul de drept comun, să zic așa, da? Care vizează acțiunile și cererile evaluabile în bani. Acum, cred că practica este majoritară, dacă nu chiar unanimă, în a considera că această trimitere către 3 aliniatul 1 nu e neapărat o trimitere către acest text de lege privit individual, ci către regimul stabilirii taxelor de timbru conform dreptului comun, să zic așa. Adică la articolul 3 aliniatul 1 trebuie adăugate, pentru ca textul să aibă coerență, și toate acele situații în care legea prevede scutiri de la plata taxei de timbru sau prevede că nu se achită taxe judiciare de timbru, așa cum este cazul la invocarea clauzelor abuzive. Și atunci, pe o contestație, pentru că, repet, trebuie să avem, în primul rând, un obiect al contestației la executare, care să vizeze executarea silită însăși sau un act de executare privit individual. Trebuie analizat dacă în acea contestație sunt formulate exclusiv motive care vizează caracterul abuziv al clauzelor cuprinse în titlul executoriu. Sau sunt formulate atât motive de acest fel, cât și motive specifice contestației la executare propriu-zise. În a doua situație, taxa de timbru se va stabili prin raportare și la acele motive și se va stabili, evident, în condițiile articolului 10 aliniatul 2 din ordonanța 80. Scutit. Din punctul meu de vedere, da. Ce mă mai interesează? Avem articolul 638 Codul Procedură Civilă, aliniatul 2. Suspendarea executării titlurilor poate fi cerută și în cazul acțiunii de fond, având ca obiect desființarea lor. Da, față de ceea ce ne-ați prezentat adineaori legat de concluziile avocatului care ne spune că nu se poate cere suspendarea. Am putea, ba nu, zice că poate, nu, tocmai. Cu multe costuri într-un mod. Da, da. Da, de putut poate. Legea îi deschide calea procesuală în acest sens. Da, am putea interpreta aceste dispoziții în sensul în care, față de aceste concluzii, să se dispună suspendarea și fără plata cauțiunii? Păi nu, față de concluziile avocatului general, părerea mea că nu putem decât eventual să purtăm niște discuții și să analizăm niște argumente. Deci aceste concluzii nu au sub nicio formă caracter obligatoriu pentru nimeni. Da? Nici pentru instanța care va analiza trimiterea făcută de instanța națională, adică pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și cu atât mai puțin pentru judecătorul național. Cu toate acestea, da? Judecătorul național este primul care aplică dreptul Uniunii. Articolul 4 din Codul de Procedură Civilă actual ne spune acest lucru. Da? Deci, indiferent că există o hotărâre sau nu, indiferent, sau chiar dacă nu există o hotărâre, dacă există o hotărâre, trebuie să o aplice pe aia de la CJUE. Chiar dacă nu există o hotărâre de la CJUE încă. Nu știu, convins de argumentele avocatului general, convins de propria interpretare asupra modului în care o soluție legislativă din legislația națională contravine sau nu unor principii impuse de dreptul european și stabilite în practica CJUE. Da? Judecătorul național este cel care trebuie să facă primul această apreciere. Da? Cumva legislația națională la momentul de față, prin articolul 413 aliniatul 1 punctul 1 indice 1, îi oferă judecătorului național o pârghie suplimentară. Adică îi spune, dacă tu, judecător național, ai îndoieli, încă nu ești hotărât foarte bine dacă o soluție din legislația națională contravine sau nu dreptului Uniunii, poți să suspenzi judecata dacă există o trimitere făcută către CJUE într-o cauză similară. Dar dacă tu ești convins că soluția din dreptul național contravine dreptului european,
aplici garanțiile din dreptul european înlături de la aplicare legislația națională. Da? Sigur. Mai zic o singură idee. Da? Problema existenței sau inexistenței cauțiunii se pune în aceste condiții din două perspective. Pe de o parte, aceea a principiului efectivității stabilit conform practicii CJUE și stabilit raportat la situația care a fost descrisă și de avocatul general în concluziile sale, dar poate fi privită și din perspectiva garanțiilor dreptului la un proces echitabil în formula clasică, să zic așa, a articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Te rog. Da, voiam să fac o singură, să punctez o singură chestiune. Eu sunt de acord că 413 ainatul 1.1, indice 1, ar fi o opțiune. Problema este că el nu atacă fix problema suspendării executării. Pentru că dacă suspenzi judecata, dar înainte de asta nu suspenzi executarea, de fapt îi faci mai mult rău reclamantului, prelungindu-i suferința și mai mult decât atât asigurându-te că îi asiguri creditorului posibilitatea de a face executarea silită, de a proceda la executarea silită, motiv pentru care recunosc și eu că nu aș fi atât de atașată acestei variante de soluționare sau de ieșire din impas, adică nu aș proceda la suspendare în aceste condiții, la suspendarea judecății, ci mai degrabă aș merge într-adevăr pe celelalte variante oferite de colegul meu cu următorul corolar. 638 alineatul 2 face trimitere expresă la dispozițiile articolului 719 care se aplică în mod corespunzător. Aplicarea în mod corespunzător se referă în mod evident nu doar la procedura de soluționare, ci și la condiția cauțiunii, chestiune de care ne împiedicăm din nou, astfel încât fie că mergem pe interpretarea propusă de colegul meu în sensul că judecătorul național înlătură dispozițiile referitoare la cauțiune pentru că le consideră contrare dreptului Uniunii în interpretarea dată de curte în ordonanța cu pricina, fie mergem pe interpretarea, e drept un pic mai forțată, dar nu neapărat greșită în sensul că asimilăm ipoteza de la 719 alineatul, cât este? 2.1 cu privire la alineatul 4, alineatul 4, punctul 1, hotărârea nu este potrivit legii titlul executoriu, e o variantă de luat în calcul, ori mergem pe a treia variantă, cea referitoare la discutabilă, într-adevăr, acordarea ajutorului public sub forma scutirii de la plata cauțiunii, care rămâne cu inconvenientele ei indiscutabil, dar dacă noi ca instanță căutăm o soluție prin care să ieșim din acest impas referitor la stabilirea cauțiunii, avem în mod negreșit aceste trei variante despre care v-am spus. Aș îndrăzni chiar să zic că mai este și o a patra, cea pe care o discutam mai de mult, e adevărat, nu în contextul principiului efectivității raportat la dreptul la directiva 93/13, ci discutată ca garanție a dreptului la un proces echitabil și am văzut soluții de la instanțe din București în acest sens, de a considera că în redactarea actuală 719 aliniatul 1 contravine articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, nu neapărat prin faptul că impune o cauțiune, că trebuie plătită o cauțiune, ci că impune această cauțiune drept condiție de admisibilitate a cererii de suspendare. Și judecătorii care au făcut acest raționament au înlăturat de la aplicare nu 719 aliniatul 1 și 2 în integralitate, ci doar mențiunea de la articolul 719 aliniatul 2, care spune că cel care o solicită trebuie să dea în prealabil, doar sintagma în prealabil, au apreciat acei judecători că nu corespunde dreptului la un proces echitabil și au procedat de o manieră asemănătoare celei în care este stabilită cauțiunea în cazul instituirii sechestrului asigurător
pe varianta 1, pe varianta de la articolul 953 aliniatul 1. Adică au soluționat cererea de suspendare și au impus debitorului plata cauțiunii doar ca o condiție de efectivitate, să zic așa, a acelei încheieri. Au stabilit cauțiunea prin încheierea prin care au admis cererea de suspendare și au stabilit un termen pentru a fi achitată această cauțiune. Ceea ce e o variantă interesantă de luat în calcul. Bine, și este foarte asemănătoare cu ipoteza prevăzută de Ordonanța de Urgență 51/2008 pe ajutor public judiciar privitoare la amânarea achitării taxei de timbru în cazul expres reglementat, dar dacă acceptăm că o putem extinde și în privința cauțiunii, este și aceasta o variantă în care să spunem că putem acorda ajutor public judiciar nu sub forma scutirii sau reducerii sau eșalonării, ci sub forma amânării. Și să punem în vedere părții să depună cauțiunea într-un anumit termen. Desigur, aici rămâne discutabil în ce măsură mai poți aplica vreo sancțiune după aceea, pentru că odată ce te-ai pronunțat asupra suspendării și ai dispus în sarcină să plătească o cauțiune, nu mai ai textul de la sechestru care îți permite să desfințezi de drept măsura. Poate deveni cumva sterilă această variantă de interpretare, în sensul că debitorii noștri nu vor mai ajunge niciodată să depună cauțiunea în aceste situații. Și poate, dar, într-adevăr, un pic prea creativă față de, ce spuneam mai înainte, separația puterilor în stat și interdicția ca judecătorul să creeze normă. Ok, facem o pauză, 5 minute, ca să încercăm să facem și aerisirea sălii, după care luăm întrebarea dumneavoastră în deschiderea sesiunii următoare. Bun. În a doua parte a primei secțiuni, am spus că începem cu o întrebare. Era mai mult referitor la ceea ce vorbeam de ajutorul public judiciar. Vreau să spun că în situația în care noi dispunem o amânare a plății cauțiunii, totuși devine titlu executoriu și oricum acea persoană va fi urmărită de organele fiscale, adică nu cred că ar avea vreo posibilitate să mai scape de acea cauțiune. Deci cred că e cumva mai periculoasă măsura respectivă. Da, asta în era. Mod cert poate fi dat în debit și urmărit cu privire la suma respectivă. Problema este că asta nu rezolvă în continuare faptul că până la urmă cauțiunea nu ajunge să fie consemnată, chiar dacă noi am dat dispoziția în acest sens. Deci asta zic că debitorii noștri vor profita posibil la infinit de faptul că nu au bunuri urmăribile nici de către fisc, nici de către celălalt creditor și atunci să stea liniștiți că își obțin pe gratis o suspendare prin această modalitate. E o chestiune asupra căreia trebuie reflectat. Îmi amintește foarte mult discuția referitoare la înlăturarea de la aplicarea dispozițiilor referitoare la cauțiune de vechea reglementare în materie de cauțiune, unde ajunseserăm la o practică în același sens, pentru că acolo ni se spunea că instanța stabilește o cauțiune într-un quantum de până la 20% din valoarea obiectului cererii și în multe situații instanțele care judecau pe vechiul cod și pe vechea legislație spuneau bine, dacă e vorba de materie de protecție a consumatorilor, putem să înlăturăm. Sau și în alte situații se proceda fix sau se punea o valoare atât de mică încât era evident că poate fi achitată. Mi-aduce foarte mult aminte de această discuție și de asta zic că mai degrabă aș merge pe varianta înlăturării dacă ne asumăm faptul că într-adevăr este contrară dreptului Uniunii. Da. Am și o întrebare. Sunt sesizată cu o contestație la executare în care se invocă caracterul incert al creanței sub aspectul existenței unor clauze abuzive. În cuprinsul contestației, contestatorul îmi aduce la cunoștință că a înregistrat pe rolul aceleiași instanțe o acțiune de fond separată prin care solicită să se constate existența unor clauze abuzive în titlul executoriu care face obiectul contestației la executare. Cele două acțiuni, contestația la executare și acțiunea separată de fond în restabilirea echilibrului contractual, să zicem, ar trebui conexate, judecate împreună, separat, ar trebui suspendată una până se judecă cealaltă. Care este părerea noastră? Având în vedere că și căile de atac sunt diferite.
Da, păi aici cred că elementul esențial de distinție este cel dat de invocarea sau nu în cadrul contestației la executare se și altor și motive. Se invocă și în contestație și se aduce nu. La cunoștință că există și am înțeles, separată. Dar întrebarea este dacă în cadrul contestației se invocă și alte motive de nelegalitate a executării silite, fie propriu zise, fie alte motive care țin de titlu, dar care nu ating problema clauzelor abuzive. Nu știu, o nulitate pentru lipsa consimțământului, de exemplu. Dacă nu se invocă alte motive în contestația la executare decât caracterul necert al creanței prin raportare la clauzele abuzive, atunci am văzut în practică soluția suspendării soluționării uneia dintre cereri până la soluționarea celeilalte. Mai puțin aș merge spre conexare pentru că, într-adevăr, pune probleme de soluționare diferită, da. Mai ales în căile de atac. Dar am văzut soluția suspendării, care, repet, dacă este o suprapunere perfectă de motive, nu mi se pare greșită. Problema este dacă... De regulă, prin contestație se mai invocă și prescripția. Este motivul dacă care se mai invocă, în toate contestațiile. Da. Dacă se mai invocă, am văzut în practică situații în care s-a disjuns motivul de contestație referitor la incidența clauzelor abuzive cu bătaie pe caracterul necert al creanței, pentru ca instanța să rămână învestită doar cu motivele prescripția. De contestație la executare legate de prescripție sau orice alte chestiuni legate de executarea silită cu care să meargă înainte pentru a fi soluționate, pentru că nu presupun nu au o legătură directă cu motivul invocat referitor la clauzele abuzive. Okay, mulțumesc. Cumva fac trecerea și la tema următoare, pentru că ceea ce aduceți dumneavoastră în discuție este o chestiune foarte interesantă și specifică procedurii contestației la executare. Nu cred că o mai întâlnim în alte materii. Aceea a motivelor care configurează un obiect diferit al cererii. Da? Vă reamintesc că această problematică a intervenit în discuție oarecum incidental pe fondul analizei dispozițiilor de la apel de la articolul 478 aliniatul 4, cel cu pretențiile implicite. Și avem acolo o decizie dată de Înalta Curte de Casație și Justiție completul pentru dezlegarea chestiunilor de drept, care ne spune că situația aia nu contravine regulilor referitoare la limitele efectului devolutiv al apelului. Și e interesant și speța din care a pornit acea trimitere, pentru că acolo era vorba de o contestație la executare, de o executare a unei hotărâri date într-un litigiu de muncă, în care se invocaseră niște motive care configurau în realitate un petit diferit decât cel care fusese analizat de prima instanță. Acele motive configurau o contestație la titlu, o contestație prin care se solicita lămurirea titlului, alături de contestația la executare propriu-zisă, pe care o analizase prima instanță. Și aceeași problemă se pune și în legătură cu 713 aliniatul 3, teza a doua. Aceeași problemă se pune și în cazul dumneavoastră, pentru că în speța sau în categoria de spețe la care faceți referire, în 99% din cazuri în contestația la executare se invocă și altceva în afara caracterului abuziv al clauzelor. Ba chiar de cele mai multe ori, nu știu, poate așa, dintr-o dorință de a fi exhaustiv, cel care a redactat cererea respectivă prezintă motivele contestației la executare care vizează prescripție, alte motive pentru care acea creanță nu este certă lichidă, neregularități privind actele de procedură și la sfârșit pune și un punct în care spune și printre altele vă spun și că acele clauze au caracter abuziv și într-adevăr pentru asta face și o acțiune, și o acțiune separată. Trebuie, în primul rând, problema cred că pornește la o chestiune de calificare a acelei cereri. O calificare care să racordeze
acele motive la obiectul contestației. De foarte multe ori lucrurile acestea nu sunt clarificate de prima instanță și pe fondul absenței procedurii de regularizării la contestația la executare, care din punctul meu de vedere a fost o soluție legislativă mai puțin inspirată, ar fi fost utilă o procedură de regularizare a contestației, poate niște termene mai scurte decât cele de la articolul 200, dar ar fi permis instanței să lămurească anumite chestiuni referitoare la investire încă din etapa scrisă. De foarte multe ori, argumentul invocat la momentul respectiv de legiuitor că se dorește urgentarea procedurii este infirmat de practică, pentru că ceea ce s-ar fi câștigat prin regularizare să pierde prin de multe ori 2-3 termene acordate de instanță pentru a face aceste clarificări, pentru a racorda obiectul cererii cu motivele. Dacă mai luăm în considerare și o cerere adițională, și discutăm imediat acest aspect, formulată de contestator, raportat la faptul că între timp a mai primit un act de executare sau la faptul că între timp s-a mai gândit la un motiv pentru contestația la executare, atunci lucrurile se complică și mai mult. Da? Și atunci, repet, eu n-aș merge pe soluția suspendării, vă spun sincer, dacă în acea contestație au fost invocate și alte motive în afara celor care vizează caracterul abuziv al clauzelor. Pentru că este un principiu de procedură clasic pe care 713 aliniatul 2 îl fructifică. Electa una via. Atâta timp cât debitorul respectiv a ales calea acțiunii de drept comun pentru a invoca, pentru a invalida acele clauze abuzive. Da? Da? Atâta timp cât a ales calea de drept comun, da? Nu aș avea nicio îndoială în a aplica 713 aliniatul 2 sub aspectul inadmisibilității acelor motive în calea contestației la executare. Da? Dacă el nu a ales calea de drept comun, atunci, prin filiera dreptului european, discuțiile de mai înainte, aș sta să mă gândesc de două ori. Dar dacă el a ales deja, în mod plenar, o altă cale, nu aș avea niciun motiv de îndoială în a nu analiza cele motive în cadrul contestației la executare, raportat la 713 aliniatul 2. Nu doar că legea îi deschide o altă cale, dar el a și ales-o pe aceea. Da? Aceea este calea specifică în care el poate să invalideze acele clauze. Și m-aș considera învestit doar cu motivele contestației la executare propriu-zise, pe care să le racordez, repet, la obiectul contestației, pentru că și aici de multe ori este o problemă. Nu! Pur și simplu, da, aici e diferența, discutam și ieri, diferența între inadmisibilitatea contestației la executare și inadmisibilitatea motivelor contestației la executare. Este un articol foarte interesant scris de domnul judecător Vasile Bozeșan, apărut în volumul 3, scris împreună cu doamna judecător Oprina. Și ideea este foarte simplă și clară. Contestația la executare este inadmisibilă, da? Atunci când legea închide calea procesuală în legătură cu anumite acte de procedură. Da? De exemplu, avem încheierea ale executorului judecătoresc care, potrivit legii, sunt definitive. Da? Și 715 aliniatul 2 ne spune se poate face contestație împotriva încheierii executorului judecătoresc în măsura în care legea nu spune că este definitivă. Încheierea de fixare a termenului de licitație, încheierea de stabilire a prețului de pornire a licitației sunt potrivit legii definitive. Dacă se face contestație la executare împotriva unei astfel de încheieri, se respinge contestația la executare ca inadmisibilă. Dacă se formulează o contestație la executare împotriva unui act de executare sau împotriva executării sirite însăși sau împotriva refuzului executorului judecătoresc și sunt invocate motive care, potrivit articolului 713 aliniatul 2, sunt considerate de lege ca fiind inadmisibile,
Asta nu înseamnă că și contestația se va respinge ca inadmisibilă. Dacă sunt și alte motive invocate de contestator, motive admisibile potrivit legii, instanța le va analiza doar pe acestea din urmă și va reține în considerente de ce a analizat doar aceste motive, nu și pe cele care ar fi prohibite de articolul 713 aliniatul 2. Iar dacă în contestație sunt invocate exclusiv motive inadmisibile potrivit articolului 713 aliniatul 2, contestația va fi respinsă ca neîntemeiată, pentru că ea nu este susținută de motive pe care legea să le deschidă, să le permită acelui contestator. Că pentru prima situație nu este necesar să invocăm excepția inadmisibilității cu privire la anumite motive sau dacă invocă părâtul, intimatul, această excepție, ar fi practic nevoie să o respingem? Sau ce, da, ce, cum facem formal vorbind? În practică sunt ambele variante. Eu una aș invoca-o și aș pune în discuție, pentru că nu mi se pare exclus de plan o să invoci inadmisibilitatea cu privire la invocarea unui anumit motiv de contestație, tocmai datorită acestui specific al contestației la executare. Cred și eu că electa una via este un principiu pe care nu-l poți înlătura, dar doar în situațiile în care este limpede încă de la început, că la momentul sesizării instanței cu contestația la executare, debitorul alesese deja și calea dreptului comun. Problema este că în practică, de foarte multe ori, ei fac mai întâi contestația la executare ca să nu piardă termenul și să poată invoca și alte motive de nulitate a actelor de executare pe lângă clauzele abuzive, după care fac și acțiunea separată pe clauze abuzive și vin eventual la termenul de dezbateri și spun: uitați că între timp am promovat și acțiune de drept comun. Acolo, într-adevăr, nu spun că ar fi înlăturat principiul de drept electa una via, numai că eu l-aș aprecia mai degrabă la momentul la care a fost investită instanța cu contestația la executare. Mai mult decât atât, este foarte posibil ca, cu privire la acel litigiu, să intervină anumite motive care să nu conducă nici măcar la ajungerea pe termen a cererii de chemare în judecată. Știți că se întâmplă foarte des să nu treacă de procedura de regularizare astfel de solicitări. Și atunci, probabil din preocuparea, că de asta am zis că am văzut în practică și nu mi se pare că aș putea să sancționez în mod deosebit această variantă a suspendării, am văzut această preocupare a instanțelor de executare, odată de a observa faptul că calea alternativă nu fusese aleasă la momentul sesizării instanței, deci prin raportare la acel moment contestația a rămas admisibilă, iar pe de altă parte să suspende în ideea de a aștepta ca în cadrul celălalt procesual să se soluționeze toate criticile referitoare la clauzele abuzive, pentru ca apoi pe tărâmul contestației la executare să poată aplica efectele asupra actelor de executare, că asta e de fapt preocuparea. Și de asta ei dublează acțiunile. Pentru că se tem că simpla admiterea unei acțiuni în clauze abuzive nu îl determină pe executor să desfințeze sau să constate de drept desfințate actele de executare. Și atunci abordează ambele metode procesuale. Nu zic că este neapărat corect, nu sunt, adică e o chestiune asupra căreia trebuie reflectată, dar eu cred că în situațiile în care a fost aleasă cea de-a doua cale după sesizarea cu contestație la executare, nu m-aș duce ca primă variantă asupra inadmisibilității. Cam asta am avut în vedere. Că trebuie pus în discuția părților, nu trebuie să avem nicio îndoială față de articolul 14, garanțiile contradictorialității, faptul că nu putem să scriem în hotărâre absolut niciun cuvânt care, da, cuvânt sau idee, mai bine spus, care nu a fost anterior pus în dezbaterea contradictorie a părților. Dacă e o excepție procesuală sau nu, e o discuție interesantă. Din punctul meu de vedere este clar o excepție procesuală. Din punctul meu de vedere se pliază pe dispozițiile articolului 45 și chiar aș spune că aș încadra-o în categoria excepțiilor procesuale de fond, pentru că vizează o chestiune referitoare la dreptul la acțiune. Dreptul la acțiune privit în sens general sau noțiunea de acțiune privită în sens general, conform articolului 29, ansamblu mijloacelor procesuale. Deci numai pretenții și motive. Da? Și atunci, ori de câte ori legea mi interzice
ca în susținerea unei anumite categorii de cereri să folosesc anumite categorii de motive, înseamnă că este o chestiune care vizează exercițiul dreptului la acțiune. O pun în discuție ca excepție. 245 îmi spune că admiterea unei excepții poate să conducă, printre altele, și la respingerea cererii. Da? Aici suntem într-o situație paradoxală în care o inadmisibilitate, inadmisibilitatea unui motiv, da? Deci interdicția de a invoca un anumit motiv, conduce la respingerea cererii de chemare în judecată a contestației ca neîntemeiată. De ce? Pentru că ea nu este susținută de un motiv pe care acel reclamant să-l poată valorifica. Dar nu mi-amintesc să fi avut foarte multe astfel de situații în analiză. În marea majoritate a situațiilor, motivele sunt combinate. Sunt combinate motive admisibile, pe care instanța le va analiza pe fond, să zic așa, și motive inadmisibile pe care instanța nu le va analiza, sigur, în funcție și de explicațiile date anterior. Zic două cuvinte și despre 713 aliniatul 3, teza a doua, tocmai pentru că e strâns legat de această chestiune. Da? Și el a creat o ușoară confuzie de interpretare. Chestiunea a fost analizată în două minute de întâlniri de practică neunitară. E adevărat mai vechi, din 2015-2016. Eu aș fi inclinat să îndemn la o reanalizare a acestei problematici. De ce? 713 aliniatul 1, da, stabilește regula conform căreia nu poate valorifica contestatorul motive pe care le-ar fi putut invoca printr-o contestație anterioară. Și spuneam și ieri, indiferent dacă a formulat sau nu acea contestație anterior, trebuie doar să fie avut deschisă calea formulării acelei contestații. Bun. Și teza a doua este gândită ca o atenuare a acestei reguli. Teza a doua trebuie citită, din punctul meu de vedere, cu mare atenție și neapărat prin raportare la teza întâi. Da? Adică faptul că este plasată acolo, în același aliniat, nu e întâmplător. Pentru că ne zice așa, cu toate acestea, deci prin raportare la teza întâi, contestatorul își poate modifica cererea inițială. Și mulți citesc doar asta cu modificat cererea inițială, ceea ce ne duce spre 204 aliniatul 1. Dar trebuie citit până la capăt. Da? Modifica cererea inițială în ce modalitate? Atenție! Adăugând motive noi de contestație. Dacă în privința acestora din urmă este respectat termenul de exercitare a contestației la executare. Deci 713 aliniatul 3 teza a doua nu atacă problema modificării cererii inițiale. Nu este o cerere adițională propriu-zisă, să zic așa, prin care să fie modificat cadrul procesual sub aspectul părților sau obiectului. Este o modificare între ghilimele a cererii, prin care, fără a fi modificat obiectul cererii inițiale, sunt doar formulate motive noi, sunt adăugate, dacă vreți, cauze ale cererii diferite de cele pe care le-a fructificat contestatorul prin cererea inițială. De ce a introdus legiuitorul acest text de lege? Din următorul motiv, este foarte posibil ca în practică, în anumite situații, contestatorul să fie obligat de rațiuni concrete să acționeze, să formuleze o contestație la executare de îndată ce este comunicat un act de executare. Vă dau un exemplu. Articolul 849 din Codul de Procedură Civilă reglementează contestația împotriva procesului verbal de licitație prin care s-a realizat adjudecarea. Și stabilește un termen special de formulare a acestei contestații de o lună. Termen care, la prima vedere, ar fi un termen în favoarea celui care dorește să formuleze contestație, că e mai lung decât termenul de drept comun. În realitate, aceasta poate fi
un fals prieten pentru acel contestator. Pentru că dacă așteaptă și formulează contestația spre sfârșitul acestui termen, s-ar putea ca în planul transmisiunii dreptului de proprietate și a efectelor sub aspect tabular, situația sa să se complice foarte mult. Pentru că știm foarte bine, la momentul de față, actul de adjudecare se poate elibera de îndată ce a fost achitat în integralitate prețul, iar pe baza actului de adjudecare, adjudecatarul își întabulează dreptul de proprietate, liber de sarcini, se produce efectul purgic al adjudecării și poate să facă o înstrăinare subsecventă pe o carte funciară curată. Garanția pentru debitor care vrea să oprească această înstrăinare este să formuleze această contestație de la 849 și să o noteze în cartea funciară imediat. Notarea contestației de la 849 în cartea funciară, supraviețuind în tabulării dreptului de proprietate al adjudecatarului, este singura notare din cartea funciară pe care în tabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului nu o înlătură. Și atunci interesul contestatorului este de a formula cât mai repede această contestație. Uneori în aceeași zi chiar, sau a doua zi după ce este eliberat procesul verbal de adjudecare, ca imediat să poată să noteze la cartea funciară ca adjudecatarul să nu-și întabuleze el dreptul și să nu facă o înstrăinare subsecventă. Da? Ce înseamnă lucrul acesta? Că el va schița câteva motive. Da? De multe ori, în practică, e o chestiune de ore sau chiar de minute. Și atunci, avocatul investit de cel interesat, da, va schița o contestație de o pagină, o va depune la instanță, își va scoate certificatul de grefă și va fugi la cartea funciară ca să o noteze. 713 aliniatul 3 teza a doua îi asigură dreptul ca până la împlinirea termenului de formulare a contestației să-și completeze această contestație cu motive suplimentare. Asta este cheia corectă de interpretare a lui 713 aliniatul 3 teza a doua din punctul meu de vedere. Nu posibilitatea ca pe toată durata soluționării contestației la executare să mai vin cu motive suplimentare care ar fi în termen față de noi acte de executare efectuate în ipoteza în care nu s-a dispus suspendarea executării silite și față de care acel contestator ar avea, să zicem, critici noi. Sub nicio formă. Acelea sunt contestații la executare propriu-zise. Și din punctul meu de vedere, ele trebuie să fie tratate drept contestații la executare propriu-zise, inclusiv din punct de vedere al regulilor referitoare la înregistrarea cererilor de chemare în judecată. Singura precizare ar fi cea referitoare la situația în care ar fi îndeplinită și condiția de la articolul 204 aliniatul 1, respectiv cea în care, până la primul termen la care contestatorul este legal citat, acesteia îi se comunică un nou act de executare în legătură cu care el înțelege să formuleze o contestație la executare sub forma unei cereri adiționale față de contestația inițială. Din punctul meu de vedere, această manifestare procesuală este posibilă pentru că nu am niciun temei în a înlătura de la aplicare articolul 204 aliniatul 1 în materia contestației la executare, da? Pentru că 717 aliniatul 1 ni se spune că se aplică procedura de primă instanță mai puțin articolul 200. Prin urmare, articolul 201 și celelalte, inclusiv 204, sunt aplicabile. Dar sub nicio formă, imediat, sub nicio formă, dacă am depășit acest moment procesual, nu pot accepta că raportat la 713 aliniatul 3 teza a doua ar putea fi formulate motive care ar configura un obiect al contestației la executare diferit de cel precizat prin cererea introductivă. Inclusiv, și cu asta mă opresc, cele care ar viza lămurirea titlului. Ba chiar mai mult aș zice acolo.
cu atât mai mult acelea ar trebui să fie calificate ca făcând obiectul unei contestații la executare separate. Evident, dacă e un titlu jurisdicțional, atunci se ridică și o problemă de competență. Vă rog. Deci, se aude, da? Înțeleg că interpretarea dumneavoastră este în sensul că dacă se apar noi motive pentru contestarea actelor de executare sită, să spunem că nu sunt emise alte acte de executare, dar ia contestatorul cunoștință de alte motive, este respectat termenul pentru invocarea acestor motive printr-o cerere modificatoare, întemeiată pe articolul 713 alineatul 3, coroborat cu articolul 204. Nu, sunt două lucruri diferite din punctul meu de vedere. Nu, stai să termin un pic ipoteza. Deci, sunt invocate noi motive, este depășit termenul prevăzut la articolul 204. Deci, păi după dacă e depășit termenul de la 204, e clar depășit, nu e aplicabil nici 713 aliniatul 3 teza a doua. Se poate, ba da. Nu. Eu am avut în practică situații păi nu, asta, care... asta vă spun, mai spun o dată. Da? Deci, păi, motivele acestea noi de la 713 aliniatul 3 teza a doua trebuie să fie formulate în termenul de contestație, da, pentru contestația care deja a fost exercitată. Deci, eu am făcut contestația în ziua 2, ieri am primit somația, astăzi fac contestație, o depun la instanță. Mai am încă 13 zile ca să mi-o completez cu motive. Asta înseamnă 713 aliniatul 3 teza a doua. Să zicem că este situația în care este formată contestația la executare. Bun, după care, să zicem că la al doilea termen de judecată, nu la primul termen de judecată, contestatorul formulează o cerere modificatoare, să zicem că o intitulă sau precizare, nu da, contează, invocă alte motive în raport cu care este respectat termenul de 15 zile păi pentru simplu motiv că nu i s-au comunicat respectiv rate sau... A, pe motiv că nu i s-au... că el da? A făcut contestație înainte să curgă termenul. Ei, da, este aplicabil și în această situație 713 aliniatul 3 teza asta 2. Asta întrebam, deci în situația aceasta da, în care... Da, am înțeles eu greșit și m-am grăbit cu răspunsul. Da, deci, este posibilă și această situație. Este posibilă și această situație, deci, însă termenul, este făcută ea cererea. Trebuie analizată cu foarte mare atenție. Ea trebuie analizată cu foarte mare atenție, raportat la dispozițiile articolului 715 aliniatul 1.1, care spun că o contestație poate fi formulată la momentul la care contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care îl contestă. Nu neapărat de la comunicare. Da. Suntem în ipoteza în care este respectat acest termen, okay. Este al doilea, al treilea termen de judecată, deci înțeleg că este admisibilă formularea cererii. Absolut. Este o regulă similară da, celei pe care o întâlnim la apel, la articolul 400, cât e, la termenul de apel, când e apelul făcut înainte de termen. Că termenul de declarare curge de la pronunțare, să zicem, dar întotdeauna de la comunicare începe să curgă un nou termen pentru motivarea acelei căi de atac. Este exact pe același principiu și articolul 713 aliniatul 3 teza a doua. Însă, de cele mai multe ori, repet, problema se ridică în mod particular pentru contestația la executare, pentru că la contestația la executare termenul nu curge neapărat de la comunicare. Da? Curge fie de la momentul la care a luat cunoștință, indiferent de modalitatea în care a luat cunoștință, pe ipoteza de la punctul 1, cea în care se atacă un act de executare privit individual, da? Respectiv de la momentul la care, la fel, a luat cunoștință de primul act de executare, pe ipoteza de la punctul 3, atunci când se formulează contestație împotriva executării sirite însăși și nu a fost comunicată în mod valabil somația sau executarea se face fără somație. Dacă este respectat termenul de formularea motivelor raportat la 715 aliniatul 1, atunci da, este admisibilă, să zicem așa, formularea acestor motive suplimentare pe parcursul soluționării contestației. Vă rog. Modificarea contestației da, până la primul termen de judecată. Suntem de acord că se aplică în continuare termenul de contestare de 15 zile, nu? Pentru actul care pentru face actul obiectul comunicat. Acestei da, modificări. Absolut. Da. Bun. Deci acolo trebuie să fie respectate două termene. Termenul de contestație la executare de la 715
Și termenul de formulare a cererii adiționale, dacă vreți, de la 204 aliniatul 1. Da? Ipoteza clasică în care ulterior comunicării somației de executare față de care debitorul formulează o contestație împotriva executării silite înseși, până la primul termen de judecată îi este comunicat următorul act de executare. Să spunem, îi este comunicată o încheiere dată de executorul judecătoresc în condițiile articolului 628, aliniatul 3 de actualizare a creanței. Poate să o atace și pe aceasta, din punctul meu de vedere, în același dosar, pentru că rațiunea lui 204 aliniatul 1 este perfect aplicabilă și în cazul contestației la executare, dar condiționat de respectarea termenului de formulare a contestației pentru acest act nou sau de, rectific, și de respectarea termenului de la 204 aliniatul 1 pentru modificarea cererii. Foarte rapid abordez și chestiunea referitoare la, de fapt nu știu dacă reușim foarte rapid, cea cu soluționarea de prima instanță a contestației prin raportare la un singur motiv, nu la toate motivele invocate de către contestator. Opinia Institutului Național al Magistraturii este în sensul în care, în absența unui apel incident prin care contestatorul să aducă în fața instanței de apel în discuție și motivele care n-au fost soluționate la prima instanță, instanța de apel rămâne în limitele efectului devolutiv al apelului formulat de către apelantul principal, de către intimatul de la prima instanță care formulează apel împotriva hotărârii de admitere a contestației în care a fost analizat doar unul dintre motivele invocate de contestator. Eu am prezentat în mai multe ocazii o opinie diferită, mi-o mențin. Din punctul meu de vedere, efectul devolutiv al apelului vizează toate chestiunile invocate în fața primei instanțe, chiar dacă prima instanță nu a analizat unul sau mai multe dintre motivele invocate pe calea contestației la executare, considerând prioritar un anumit motiv, nu este necesară formularea unui apel incident, ci este suficientă formularea unei apărări pe cale de întâmpinare cu următoarele consecințe. Că în cazul în care instanța de apel apreciază că nu sunt întemeiate motivele pe care prima instanță le-a considerat a fi întemeiate. Da? Haideți să luăm un exemplu clasic în care pe calea contestației la executare se invocă prescripția dreptului de a obține executarea silită și se invocă și un motiv care să vizeze, nu știu, lipsa caracterului cert, lichid și exigibil al creanței. Prima instanță consideră că este prescris dreptul de a obține executarea silită și în considerente spune față de acest motiv apreciez că nu mai este necesară analizarea celorlalte motive și admite contestația reținând în motivare exclusiv chestiunile referitoare la prescripție. Se formulează apel de către creditor și în apel se administrează și probe noi, să zicem, din care reiese faptul că a intervenit un caz de întrerupere a prescripției, să spunem, și asta ar răsturna raționamentul făcut de prima instanță cu privire la această chestiune. În interpretarea mea, raportat la dispozițiile de la articolul 477 și 478 de la apel, nu este necesar ca acel debitor care a formulat contestație și care și-a întemeiat-o pe două cauze juridice, nu este necesar ca acest debitor să formuleze un apel contra considerentelor, un apel incident contra considerentelor,
Da? Chestiunea referitoare la admisibilitatea unui apel incident contra considerentelor, așa la modul generic, a fost rezolvată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin decizia 14/2020, care ne spune că apelul incident poate avea un obiect diferit de apelul principal și că acest obiect poate viza inclusiv considerentele hotărârii primei instanțe, nu neapărat dispozitivul. Însă, apreciez că nu ne aflăm pe niciuna dintre situațiile de la articolul 461 aliniatul 2 și aici, mă rog, discuția ar fi un pic mai interesantă dacă sunt două sau trei situații acolo. Oricum, știți foarte bine, textul face referire la situația în care s-ar invoca prin calea de atac de reformare faptul că s-au dat dezlegări unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecarea acelui proces sau care sunt greșite, sau că hotărârea cuprinde constatări de fapt ce prejudiciază partea. Nu ne aflăm în niciuna dintre aceste situații, pentru că instanța nu a dat niște considerente care să fie atacate. Ceea ce s-ar critica, să spunem, în legătură cu hotărârea primei instanțe prin acest prezumtiv apel incident, ar fi că instanța nu a analizat acele motive. Însă nu le-a analizat dintr-un motiv întemeiat, să zic așa, pentru că a considerat că motivul 1 este prioritar față de motivul 2 și de aici, să zicem, și lipsa analizei pe motivul numărul 2. Bun, în situația în care instanța de apel consideră că motivul 1 în speța noastră prescripția nu este întemeiat, va analiza motivul numărul 2. În cazul în care găsește întemeiat motivul numărul 2, respinge apelul, menține soluția de admitere a contestației la executare și în considerente arată că nu este întemeiat motivul 1 și că este întemeiat motivul 2. Instanța admite apelul doar dacă găsește neîntemeiat atât motivul 1 cât și motivul 2. Și în situația aceasta, soluția de admitere a apelului va fi una de schimbare, nu de anulare a sentinței. Schimbare în sensul respingerii ca neîntemeiată a contestației la executare. Asta e pe scurt opinia mea cu privire la această chestiune. Foarte rapid, pe 717 aliniatul 2, noi cred că consideram, nu mai știu dacă eram de aceeași părere aici, că nu poate fi trecută în categoria cheltuielilor de judecată contravaloarea copiilor dosarului de executare în cazul în care contestația la executare este admisă, atâta timp cât contestatorul nu face dovada că le-a achitat. Pentru că nu ar putea să fie considerate cheltuieli de judecată niște cheltuieli care nu au fost efectiv făcute de către contestator. Este și o decizie a Curții Constituționale 137/2020, în care a fost respinsă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile articolului 717 aliniatul 2. Acolo se face o analiză, sigur rămâne în discuție dacă e obligatorie sau nu această motivare, dacă sunt considerente decisive sau nu, că decisive sunt mai multe alea care ne explică de ce e inadmisibilă, nu analizat de fond, să zic așa, dar la un moment dat se reține în această decizie a Curții Constituționale că aceste cheltuieli pot fi recuperate în cadrul procedurii execuționale, astfel încât ele s-ar configura mai mult în categoria cheltuielilor de executare, nu în categoria cheltuielilor de judecată. Cheltuiel de executare în legătură cu care executorul judecătoresc să întocmească o încheiere suplimentară în temeiul articolului 670 și am fi pe ipoteza de la aliniatul 3, punctul 7, alte cheltuieli prevăzute de lege. În fine, și asta ar fi ultimul slide, imediat luăm și întrebarea, pentru că tot la o întrebare adresată de dumneavoastră ieri răspund foarte, foarte scurt și am adăugat această a cincea temă. Natura juridică a hotărârii prin care se soluționează contestația la executare și termenul de exercitare a căii de atac împotriva acesteia. Întrebarea mea legătură cu cheltuielile de executare silite și mă gândesc să finalizăm, că nu e
În legătură cu cheltuielile de... Ok, haideți să dăm prioritate astea, că era de ieri întrebarea de mine. Da. Cum vreți? Dar mă gândesc să finalizăm cu ce ați discutat anterior, ca să nu întoarcem. Contravaloarea cheltuielilor de fotocopiere a dosarului de executare, care, într-adevăr, dacă sunt câteva file, mai merge, dar eu am avut situație în practică în care era cât un aparat de xerocopiat. Era mai mare decât debitul principal. Am avut și situația aceasta, în care cheltuielile de fotocopiere a dosarului de executare erau mai mari decât creanța contestată. Există dacă două, avem pârghii prin care putem... Există două minute... Chestiunea a fost tratată de două întâlniri de practică neunitară, cea de la Iași din 2015, cea de la Bacău din 2016. Opinia Institutului Național al Magistraturii a fost în sensul în care... aceste cheltuieli pot fi cenzurate de instanța de executare, raportat la dispozițiile articolului 451 din Codul de Procedură Civilă. Acum, într-adevăr, dacă acceptăm această interpretare, am intrat puțin în contradicție cu ce am spus mai înainte, cu faptul că ele nu pot fi incluse în categoria cheltuielilor de judecată decât în măsura în care se face dovada achitărilor de către, de către contestator. Și atunci, din punctul meu de vedere, interpretarea pe care vă propun este următoarea. Suntem într-o situație asemănătoare celei de la articolul 451, aliniatul 3. 451 aliniatul 3, deși se găsește în articolul denumit cuantumul cheltuielilor de judecată, de fapt nu este despre cheltuielile de judecată. Vizează onorariile experților, da? Pentru că instanța are un drept de cenzură nu asupra cheltuielilor de judecată reprezentate de onorariul expertului, ci asupra cuantumului onorariului expertului. Da? Instanța poate să reducă onorariul expertului pe care îl pune în vedere părții care trebuie să-l achite, sau părții lor. Dar dacă instanța l-a stabilit și l-a pus în vedere părții respective și partea l-a achită, la cheltuieli de judecată prin hotărâre nu mai poate diminua ceea ce partea a plătit ca urmare a dispoziției anterioare a instanței prin care s-a stabilit onorariul final. Cred că un raționament similar trebuie făcut și aici. Deci, ne raportăm la 451, dar în maniera prevăzută de aliniatul 3, adică reducerea trebuie făcută în momentul în care acea sumă este pusă în sarcina părții. Da? Dar nu drept cheltuială de judecată. Cheltuială de judecată înseamnă suma la care partea care pierde procesul este obligată în sarcina părții care a câștigat procesul. Ori aici, cenzurarea acestor cheltuieli nu se face, repet, la momentul la care se pune această problemă, ci se face la momentul la care se pune în sarcina părții interesate achitarea acestei contravaloare. Da, adevărul este că de fapt problema de aici provine din cele două momente procesuale în care instanța de executare își pune problema efectivă a acestor costuri. Prima dată atunci când le dispune, pentru că altfel știm că nu primim dosarul de executare sau îl primim cu mai mare greutate, și pe de altă parte la finalul cauzei, atunci când trebuie să punem acest cost în definitiv pe spezele părții care a pierdut procesul. Acum, mai există și o decizie a Curții Constituționale care recent, cred că este din 2020, am discutat-o cu executorii judecătorești, cea prin care Curtea Constituțională a spus că dacă este nevoie, executorul trebuie să avanseze sau să suporte din fondurile proprii aceste costuri. Chestiune care rămâne însă la nivel de principiu, pentru că este neclar totuși în ce mod pot executorii să pună în practică acest lucru, mai ales în situațiile în care costurile sunt foarte mari, altfel decât incluzându-le în cheltuielile de executare pe care și le recuperează mult mai târziu pe parcursul procedurii. Însă problema care se pune este de asemenea într-adevăr sub aspectul cenzurării propriu-zise a acestui quantum la momentul la care ele sunt solicitate. Pentru că
am avut această practică în sensul că am solicitat executorilor să ne comunice suma care este necesară pentru ca noi să o dispunem ca atare în sarcina părții interesate. Aici cred că mai degrabă se pune problema în ce măsură la acest prim moment instanța poate să intervină și să cenzureze. Acum, problema, din punctul meu de vedere, e destul de greu de soluționat la acest moment, pentru că dispozițiile articolului 717 alineatul 2 pune în vedere părții interesate să achite cheltuielile ocazionate de această trimitere. Pare că sugerează că instanța nu ar putea să intervină la acest moment, ci doar să ia ca atare aceste cheltuieli. Într-adevăr, aș merge pe paralelismul cu costurile onorarului de expert, inclusiv sub aspectul noii modalități în care codul prevede stabilirea onorariului de expert. Nu o facem în practică, dar știți că asta ne cere codul. Să convocăm executorul, să-l întrebăm cam câți bani îi trebuie, să-și estimeze costul expertizei, după care să-l punem în sarcina părții. Cam același lucru este și în situația acestor costuri, pentru că doar executorul este cel care poate să estimeze cât de mare e dosarul, ce costuri presupune fotocopierea, și atunci am mers cumva pe această direcție de acțiune. Nici eu nu aș zice că ar fi o problemă neapărat cu cenzurarea acestor costuri, inclusiv la momentul la care ele sunt impuse de instanță. Vă mai spun un lucru. Cred că și instanțele ar trebui să aibă o abordare puțin mai flexibilă în legătură cu aplicarea lui 717 aliniatul 2, pentru că, la rigoare, 717 aliniatul 2 nu impune transmiterea în integralitate a dosarului de executare. 717 aliniatul 2 spune că executorul trebuie să trimită copii certificate de pe actele dosarului de executare contestate. Apropo de exemplu dat de doamna judecător, am întâlnit și eu în practică situații în care dosarul de executare, copia dosarului de executare costa foarte mult. De ce costa foarte mult? Pentru că erau 10 volume aferente procedurilor de vânzare a 10 imobile diferite. Contestația la executare viza unul dintre aceste imobile. Astfel încât s-a solicitat ca la instanță să fie transmis doar dosarul aferent procedurii execuționale contestate și în completare cererea de executare sirită și încuvințarea și înregistrarea acesteia pentru a se stabili legea aplicabilă față de momentul învestirii executorului judecătoresc. Deci, aici cred că e și o chestiune de bune practici care pot fi create în relația între instanțele judecătorești și executorii judecătorești. Pe de o parte, posibilitatea transmiterii către instanță a dosarului în format electronic, în format scanat, care de asemenea este întâlnită în practica multor instanțe și multor executori judecătorești, instanța putând selecta din dosarul scanat doar actele necesare pentru soluționarea contestației și eventual doar acele acte să fie ulterior și confirmate sau conformate de către executorul judecătoresc. Personal, n-aș vedea o problemă în a avea confirmarea că CD-ul respectiv provine de la executorul judecătoresc, este într-un plic închis purtând sigiliul acestuia. Pentru mine mi-ar fi suficient pentru a-mi selecta de acolo exact actele de care am nevoie pentru soluționarea contestației, ceea ce practic 717 aliniatul 2 îmi spune, și în felul acesta evit niște cheltuieli care, într-adevăr, la un moment dat s-ar putea să fie total disproporționate față de, problema pusă în discuție în cauza respectivă. Dar mai este un aspect pe care vă rog să-l aveți în vedere. Nu poate fi lăsată la aprecierea executorului judecătoresc chestiunea aceasta, adică cerut executorului judecătoresc doar actele contestate. Pentru că doar judecătorul, aici e problema, că doar judecătorul
poate să facă această selecție, să zic așa, da? În 99% din cazuri, majoritatea înscrisurilor aflate în dosarul respectiv nu folosesc la nimic în contestația respectivă. Din acel dosar de executare care este foarte mare, foarte stufos, de cele mai multe ori judecătorul se raportează doar la câteva file. Și atunci, într-adevăr, este o cheltuială complet inutilă. Doar că această selecție nu poate fi făcută de către executorul judecătoresc. Și din acest motiv, instanțele recurg la varianta de a solicita întreg dosarul de executare, care pentru anul 2021, din punctul meu de vedere, este de neimaginat. Aceste dosare ar trebui să existe exclusiv în format electronic și judecătorul să-și selecteze exact actele de care are nevoie pentru a soluționa contestația la executare. Până vom ajunge acolo, în situația în dar care... Nu, dar asta e că nu trebuie să facem un efort foarte mare. Trebuie doar să-i spunem executorului judecătoresc. Probabil că vom ajunge acolo, sper eu că în curând, dar până acolo, cât va mai dura. În situația în care totuși mergem pe opinia de a cenzura cheltuielile de executare anterior chiar primului termen, să stabilim un cuantum mai mic pe care îl punem în sarcina contestatorului să-l achite, întrebarea este, procedăm astfel în fiecare dosar, în ideea în care să fie totuși o... Exact de aceea doream să intervin. Nu aș interveni prin cenzurarea acestor costuri decât în ipoteza în care observ și am posibilitatea să observ, dacă o am, din dosar, așa cum este el format de către contestator, existența unei disproporții vădite între costurile pretinse de executor pentru transmiterea copiilor versus quantumul debitului urmărit, de exemplu, sau natura obligației care trebuie executată silit. Pentru că doar în aceste situații eu cred că aș putea să intervin în mod valid asupra unei chestiuni obiective până la urmă care privește costurile fotocopierii, de așa natură încât să protejez și interesele debitorului contestator, cel care este principal interesat să achite această sumă și care promovează litigiul, dar și pentru a proteja interesele creditorului care își dorește totuși să-și vadă finalizată soluționarea contestației ca să poată merge mai departe cu actele de executare. Recunosc că în ceea ce privește varianta scanată a dosarului de executare, nu am eu rezerve în mod personal, însă, din păcate, textul de la 718 alineatul 2 vorbește despre copii certificate de acesta de pe actele dosarului. Cred că există această reținere din partea instanțelor în ceea ce privește noțiunea de certificare care se referă de regulă la înscrisurile în format fizic, deci pe suport de hârtie. E mai greu de atașat noțiunea de copii certificate unui înscris scanat, deci pe suport electronic, practic. Nu ar trebui să fie asta un impediment. Eu recunosc că aș fi foarte fericită dacă am ajunge la această practică la nivel național în care să primim dosarul electronic scanat și să ne putem selecta actele, însă înțeleg și motivele pentru care colegii preferă să solicite în continuare pe format imprimat sau xerocopiat aceste acte. Problema, da. Din punctul, apropo de chestiunea asta, 266 ne spune, înscrisurile pe suport informatic sunt admise ca mijloace de probă, la fel ca înscrisul pe suport de hârtie dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Mai putem imputa ulterior nimănui cheltuielile pe care instanța le face cu imprimare. Eu am avut personal un dosar imens de executare, scanat, mi l-a trimis executorul, grefierul a imprimat pentru că n-a avut ce face și tot a fost pe cheltuiala instanței și dacă facem așa în 10 dosare... Asta este un argument. Scuze, există o normă care ne spune la 180 ceva? Faptul că... Într-adevăr, dar avem șansa. Da, ideea este că certificarea... Domnul judecător se referă la situația de la articolul 148, respectiv 149, da, din partea generală referitoare la cererile adresate instanței și înscrisurile anexate.
Da, e o variantă. Rămâne însă problema că în ceea ce privește formatul scanat, regimul contestării conținutului în astfel de înscris e mai facil pentru parte și atunci ar putea apărea situații în care debitorul să vină și să spună da, dar eu nu sunt de acord, nu este la dosarul de executare fizic ceea ce va trimis executorul în format scanat și asta generează o prelungire a duratei soluționării cauzei pentru că automat debitorul exprimându-și această suspiciune în sensul că executorul nu a scanat și nu a transmis totul, practic încearcă să canalizeze soluția instanței spre respingere și asta cumva este mai greu de atras răspunderea executorului decât în ipoteza formatului clasic cu copie conformă cu originalul, cu numerotare eventual în colț al filei unde poți să urmărești și să verifici dacă executorul ți-a trimis filă cu filă dosarul de executare. Mă gândesc că asta ar putea fi o problemă. E adevărat, în schimb, că am văzut și eu în practică, eu nu știam lucrul acesta, executorii mi-au explicat că atunci când se pornește executare silită concomitent în mai multe forme asupra mai multor bunuri ale debitorului, paralel, poprire cu urmărire silită imobiliară, ei își țin evidențele separat pe forme de executare. Și atunci ar trebui să fie mai simplu dacă, de exemplu, contestația vizează numai actele de executare prin poprire. Îmi pare rău, dar n-am de ce să cer tot dosarul. Am avut situații în care dosarul de executare începuse în 2013, chiar la începutul aplicării codului și când a ajuns în instanță prin 2018, deja avea 11-12 volume. Adică nu ai de ce, dacă ție ți se contestă doar adresa de înființare a popririi din 2018, să ceri tot dosarul de executare care a început în 2014. Aici sunt de acord că în funcție de motivele de contestație trebuie aplicat chiar judicios 717 alineatul 2. Pe cât posibil. Dacă debitorul face o contestație foarte largă, așa cum se mai întâmplă după 5 ani de la debutul executării să pomenească despre prescripție și lipsa caracterului cert, lichid și exigibil, asta este și asumă și că trebuie să plătească. De asta zic că depinde foarte mult, trebuie pus în balanță comportamentul debitorului care formulează contestația cu costurile pe care le presupune această contestație. Vă mărturisesc că ieri când am revăzut prezentarea pentru astăzi, inițial am scos slide-urile cu 717 aliniatul 2 din prezentare, pentru că, unul la mână, mi se pare aproape de neimaginat ca în 2021 să mai discutăm în legătură cu soluționarea unor contestații la executare, dacă trebuie să avem sau nu niște hârtii și cine le plătește. Așa, ca idee. Doi, pentru că știam că dacă deschid acest subiect, o să rămânem fără pauza de cafea, ceea ce s-a și adeverit. Trei, apropo de ce spunea și doamna judecător, cred că se poate ieși foarte ușor din acest impas printr-un ghid de bune practici elaborat împreună cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Nici măcar nu trebuie să intervenim pe textele de lege. Cred că textele de lege sunt la momentul de față suficiente pentru a elabora un ghid de bune practici în care executorii să fie direcționați într-o anumită modalitate de a-și ține dosarele de executare toți la fel, pentru că ceea ce spune doamna judecător nu e aplicabil la toți executorii judecătorești. Sunt care nu procedează în această materie și atunci, într-adevăr, e aproape imposibil să nu cer tot dosarul de executare. Doi, în a facilita această comunicare între instanță și executorul judecătoresc și poate chiar în a stabili anumite costuri rezonabile standard pentru aceste cheltuieli. Repet, din punctul meu de vedere, nu trebuie intervenit pe legislație, ci este suficient un ghid de bune practici. Și poate, nu știu, în proiectele viitoare ale INM-ului găsim o sursă de finanțare sau găsim o linie în care să propunem elaborarea unei astfel de ghid de bune practici de comunicare, la fel cum a fost făcut un ghid de bune practici de comunicare între instanțe și avocați. Cred că se poate face un ghid de bune practici că aici e mai mult decât de comunicare, e de relație de lucru între instanțe și executorii judecătorești. Vă rog, mai era o întrebare, chiar două, dar totuși n-aș sări peste pauza de cafea.
dacă reducerea cheltuielilor cu fotocopierea dosarului de executare o putem realiza până la primul termen de judecată prin rezoluție. Adică situația este la noi instanță, dosarul de executare sosește emitem adresă la momentul în care comunicăm și întâmpinarea intimatului, se atașează și factura pro formă. Eu am rezerve față de orice chestiune care nu este pusă în discuția contradictorie a părților. De a decide ceva fără a pune în discuția părților. Inclusiv cu 200 aliniatul 1 și 200 aliniatul 2 am o mare problemă de a aprecia în legătură cu competența specializată a unui complet sau a unei secții fără a pune această chestiune în dezbaterea contradictorie a părților. But that's just me, ca să zic așa. Ok, foarte scurt, mai este o întrebare, da. Foarte scurt, vă rog, pentru că tot colegul a venit cu ideea 149, alineatul 3. Chiar mă gândeam să întreb așa colegii în sală, dacă ați găsit o modalitate de a aplica în concret acest alineat, adică în ce modalitate stabilim aceste cheltuieli? E în regulă, instanța procedează la imprimarea acestor înscrisuri. Ce costuri stabilim? S-a pus problema, și sub ce formă se achită? S-a pus problema noi la instanță, pentru că am primit într-o perioadă cerere de validare de poprire în format electronic și noi le-am printat. Și atunci s-a discutat la un moment dat să stabilim un cost, cel pe care îl avem jos la registratură și la arhivă, cel de fotocopiere, și probleme s-au pus în contul cui. Și am stabilit că dacă va fi cazul, în contul Tribunalului București, care are personalitate juridică. Eu. Da. Noi asta am găsit, asta a fost soluția. Nu știu dacă cineva a aplicat în concret, după aceea au venit cererile scrise. A fost perioada de pandemie cu validare la nivelul 2013, când se punea problema intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă, aceasta a fost o solicitare făcută de Tribunalul București adresată Ministerului pentru a se stabili o procedură, că e și o problemă contabilă. Dar se stabilea o procedură prin care instanțele se poată stabili aceste costuri, inclusiv un cont. Eu. Din câte știu eu, la acel moment nu s-a primit un răspuns și nu știu mai târziu ce s-a mai întâmplat. Eu cred că se poate realiza acest lucru direct cu indicarea Contului Tribunalului București și apoi prin serviciul de executări civile, că până la urmă de asta avem un registru. Problema este ulterioară, adică într-adevăr problema instanței judecătoriei se oprește în momentul în care sunt introduși banii în cont, dar rămâne problema tribunalului care se încarcă cu niște sume de bani în cont, pentru care legal vorbind nu are o explicație și atunci cred că mai mult încurcă, pentru că tribunalul e posibil să-și pună problema restituirii acestor sume, dacă consideră că nu le poate justifica din punct de vedere contabil. Nu știu dacă ulterior, 2013, atunci când s-a pus problema, a venit o rezolvare. Nu știu mai. Aproape sigur nu există la momentul rezolvarea, ăsta. Că întotdeauna noi găsim probleme, dar mai greu să le și rezolvăm. Ghid de bune practici. Aici e de ghid de bune practici totul. De la cât se plătește, cum se transmite, unde se plătește și așa mai, și așa mai departe. Bun, ultimul slide pe această și facem trecerea spre temele pe care le va prezenta doamna judecător Stanciu. Natura juridică a hotărârii prin care se soluționează contestația la executare, opinia Institutului Național al Magistraturii exprimată încă din 2015 este că este vorba despre o încheiere, că se aplică dispozițiile de la 651 aliniatul 4, încheiere supusă termenului de apel în 10 zile de la comunicare. Decizia 2/2021 despre care vom discuta în continuare, indirect zic eu că rezolvă și această problemă, pentru că analizând problematica duratei efectelor suspendării executării silite, spune că acestea durează până la momentul pronunțării încheierii prin care se soluționează contestația la executare de prima instanță. Da? Și v-am pus în mai multe locuri, zice acest lucru. Eu am pus doar un extras din paragraful 75, în care spune încheierea instanței de executare, deci cea prin care se soluționează contestația la executare, are caracter executoriu și deci executorul trebuie să se conformeze de îndată măsurii dispuse prin această încheiere. Da? Deci e vorba de cea prin care se soluționează fondul contestației la executare, nu încheierea de suspendare. Există un ghid de bune practici
practică, multe instanțe care dau sentință. Se cunoaște acest lucru, se întâmplă acest lucru, adică, mă rog, are impact asupra mai multor aspecte. Termenul pentru formularea căii de atac a apelului, pentru că în codin se spune clar, încheierea instanței de executare este supusă apelului în termen de 10 zile. Încheierea, nu hotărârea judecătorească, respectiv sentință pe care, până la urmă, este și un temei legal în baza căruia instanțele soluționează contestația prin sentință, pentru că avem text special care spune hotărârea instanței prin care se soluționează contestația la executare. Nu e chiar, mă rog, să zicem, totat în afara cadrului legal. Termenul este tot de 10 zile sau de 30 de zile? Nu se pune niciodată problema. Aici nu știu dacă, da, n-am mai discutat niciodată această chestiune, dar cred că este larg acceptat că termenul este cel de la 651 aliniatul 4, că indiferent că îi zicem încheiere sau sentință, tot hotărâre judecătorească se cheamă că este, da, avem articolul 424 aliniatul 5. Încheierile sunt hotărâri judecătorești, deci 651 aliniatul 4 trebuie aplicat în sensul în care ori de câte ori regimul juridic al contestației la executare este de drept comun, termenul de formulare a apelului este de 10 zile de la comunicare. Și sigur avem excepțiile pe care le prevede articolul 718 aliniatele 1 și 2, anume situația în care se formulează o contestație la executare întemeiată pe dispozițiile articolului 712 aliniatul 4, adică e o contestație la executare prin care se solicită împărțeala bunurilor, da? Situația de la 715 aliniatul 4, adică situația contestației formulate de un terț care pretinde un drept real asupra imobilului, asupra bunului executat. Și respectiv situația de la 718 aliniatul 2 teza 1, aceea a formulării contestației la titlu împotriva unui hotărâri judecătorești, în cazul căreia se aplică același termen, aceeași cale de atac și același termen ca și în cazul hotărârii atacate, ca și în cazul formulării căi de atac împotriva hotărârii atacate. În celelalte situații, inclusiv în cazul contestației la titlu care vizează un titlu executoriu non-jurisdicțional, termenul de apel este de 10 zile de la comunicare, potrivit articolului 651 aliniatul 4. Acum, ca și consecințe din punct de vedere al, nu știu, regulamentului, a organizării judecătorești, diferența între încheiere și sentință, din punctul meu de vedere, nu poate fi folosit un astfel de argument contra regulilor de procedură adoptate de Codul de Procedură Civilă. Pentru că dacă este să analizăm, cum să zic, ierarhia normelor judecătorești, trebuie să punem în prim plan Codul de Procedură Civilă și raportat la regula constituțională, potrivit cu care regulile de procedură pot fi stabilite doar prin lege, nu prin alte categorii de acte normative. Nu este acum, e adevărat că... Da? Ca să-l citesc pe Bogdan Dumitrache, uneori în practică există tendința de a răsturna această ierarhie a izvoarelor de drept și a considera că e mai important decât codul de procedură civilă, nu știu, regulamentul de înscriere în cartea funciară sau tot ca să-l citesc pe Bogdan Dumitrache, ECRIS-ul nu este izvor de drept. E adevărat asta, dar această interpretare... Asta plus faptul că există și o dispoziție care ne permite totuși... Mă scuzați, vă rog. Dar nu este un motiv de nulitate a hotărârii faptul că dumneavoastră indicați că este sentință și nu încheiere. Pentru că până la urmă nu este o vătămare care poate să fie atașată denumirii pe care legiuitorul a prevăzut-o într-un anumit fel, dar acceptă că poate fi pronunțată o hotărâre în materia contestației la executare. Exact. Da. Și dispoziția legală faptul permite că, această faptul că legea folosește termenul de hotărâre nu înseamnă că se referă neapărat la sentință. Absolut. Dar hotărâre și încheierea este tot o hotărâre judecătorească. Absolut, dar dă loc interpretărilor. Pentru că pe de o parte avem încheierea instanței de executare, pe de o parte avem hotărârea. Nu mi se pare. Păi tocmai încheierea prin care se soluționează contestația la executare este o hotărâre judecătorească.
raportat la 424 aliniatul 5 și la 651 aliniatul 4. Da, înțeleg pe de altă parte că într-adevăr problema vine în primul rând sub aspectul operativității muncii judecătorului, care se vede mai bine atunci când redactezi și raportezi sentințe versus încheieri, și sunt de acord cu acest argument. Eu cred că atunci când a fost prevăzută titulatura de încheiere în codul de procedură civilă, încă din forma inițială, de fapt ei au avut în vedere să sublinieze caracterul urgent al acestei proceduri și să sublinieze mai mult decât atât caracterul de incident în cadrul executării silite, a contestației la executare și a oricăror altor cereri care trebuie formulate în fața instanței de executare. Nu cred că s-a urmărit în vreun fel a se schimba regimul juridic al acestei hotărâri. De altfel, de aceea este și amintită încheierea printre, sau atunci când se face enumerarea a ceea ce înseamnă noțiunea de hotărâre. Eu cred că la un moment dat s-a pus problema sub aspectul termenului de redactare. Chestiune care poate nu ne place și într-adevăr nici eu nu o văd ca fiind prioritară în acest tip de litigii, pentru că dacă admitem că putem să acordăm termen pentru a se face diverse lucruri, inclusiv pentru a se aduce dosarul de executare în copie, putem să acceptăm că și termenul de redactare este cel de la sentință. Până la urmă, nici în acest caz legea nu distinge cu privire la termenul în care instanța trebuie să redacteze hotărârea. Cred că interpretarea conform cărei ar fi vorba de sentință ar intra puțin în contradicție și cu regula specialul de rogă de la general, pentru că am dat prioritate textului general de la articolul 424 aliniatul 1 față de textul special de la 651 aliniatul 4. Și într-adevăr, argumentul doamnei judecător Stanciu referitor la natura incidentală a contestației la executare în procedura de executare silită este unul foarte, foarte bun. 651 aliniatul 4 vine după aliniatul 3, care ce ne spune? Că instanța de executare soluționează în cuvințările contestațiile la executare, precum și orice alte incidente. Deci inclusiv contestațiile la executare au natura unor incidente pe parcursul executării silite. De aici regula de aplicare în timp a regulilor de procedură civilă, că trebuie să iau legea care era în vigoare la momentul la care a fost introdusă cererea de executare silită, nu legea care este în vigoare la momentul sesizării instanței cu contestația la executare. Cu privire la calea de atac cu care poate fi atacată încheierea sau sentința, indiferent cum îi spunem, dată în soluționarea contestației la executare, vreau să vă semnalez că am văzut o situație în practică și cred că se poate repeta. În cadrul unei contestații la executare, debitorul contestator a formulat solicitare de sesizare a Curții Constituționale cu excepție de neconstituționalitate care privea codul de procedură civilă în materia executării silite. Instanța a acordat corect, i-a menționat în cuprinsul dispozitivului dreptul de apel în termen de 10 zile. El a formulat apel în mai mult de 10 zile. Și în fața instanței de apel a spus așa: da, dar mie mi se aplică 460, care spune că dacă am avut și alte cereri incidentale, atunci am drept unele doar cu apel pe ipoteza de la alineatul 3, dintre care unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, pentru că se respinsese cererea de sesizare a Curții Constituționale și aceea era atacabilă cu recurs. Hotărârea în întregul ei este supusă apelului, hotărârea dată în apel este supusă recursului. Și în cazurile prevăzute de alineatele de la 2 la 4, deci inclusiv la acesta, termenul de apel sau după caz de recurs este cel de drept comun, chiar dacă prin lei speciale se prevede altfel. Tribunalul a considerat aplicabilă dispoziția de la 460 și a respins excepția tardivității formulării apelului și a dat drept de recurs. Și a ajuns să se soluționeze o contestație la executare pe rolul curții de apel, în condițiile în care nimeni nu-și pusese problema vreodată că ar putea să ajungă în aceste condiții. Pentru că s-a formulat o excepție neconstituționalitate. Da. Iar soluția pe care am adoptat-o a fost aceea de a spune că nu putem aplica în acest fel dispozițiile articolului 460, în sensul că cererea de sesizare a Curții Constituționale nu face parte din cererile incidentale la care se referă sau a intenționat să se referă articolul 460,
Și că, în realitate, dacă dăm curs unei astfel de interpretări, tot ceea ce trebuie să facă debitorul contestator este să invoce o vădit inadmisibilă excepție de neconstituționalitate pentru a-și deschide calea recursului. Creindu-și în acest exact. Fel posibilitatea de, de a exercita căile de atac în dreptul comun și câștigând și calea de atac a recursului. Da. Clar, excepția de neconstituționalitate nu e o cerere în sensul articolului 30. E o apărare în sensul articolului 31, în sens larg, care nu este de competența instanței în fața care este invocată, dar rămâne în categoria apărărilor de la articolul 31 la categoria cererilor de la articolul 30. Bun, facem totuși o pauză de cafea, nu?